Cea de-a treia ediție a sărbătorii Zilele Monteoru a atras și turiști de seamă, precum ministrul muncii Mariana Câmpeanu. Ziua de sâmbătă a debutat cu parada costumelor interbelice și a trăsurilor. Într-una dintre ele a urcat și Mariana Câmpeanu, prezentă la eveniment în calitate de turist. Numai anul trecut n-am putut să vin și anul ăsta, deși am sosit în țara azi noapte la ora 3 dimineață, n-am putut să ratez să nu vin, pentru că într-adevăr e foarte frumos. Ați dat timpul înapoi? Da, da, da. Chiar ar trebui să devină un eveniment mai cunoscut, să vină mai multă lume, pentru că este ceva deosebit și chiar se încadrează în această stațiune și mai ales în Castelul Monteoru. Trăsura în care oficialul din guvern s-a urcat a fost mânată de fostul primar din Mere, Ion Fătu. Alături de acesta, pe băncuța din față, a urcat și actualul primar, Ștefan Chircă, lucru care a atras atenția, dar a stârnit și zâmbetul celor prezenți. Fostul primar Ion Fătu a ținut să îi așeze tricolorul pentru ca Ștefan Chircă să fie un primar serios. Ion Fătu și-a luat în serios rolul de vizitiu și a strunit calul înhămat la trăsura din capul coloanei, plimbându-i în voie pe ministru și pe primar. Actualul primar din Merei pune această scenă pe seama bunei colaborări dintre cei doi colegi de partid. A fost fostul primar care mi-a predat ștafeta și care sper să fie alături de mine, să mă ajute și în, la greu. Ce v-a spus? Ce v-a transmis pe bani? Dânsul, ce să vă spun, așa cum știți, este consilierul local din partea partidului meu și care vrea să fie alături de mine și să mă ajute ca proiectele care le-au început însuși să le continui ca să pot să fac ceva pentru această comunitate și mai ales pentru stațiunea Monteoru. Și la ediția de anul trecut a Zilelor Stațiunii, pe când era încă primar în funcție, Ion Fătu și-a jucat bine rolul de vizitiu, pasagerul trăsurii fiind la acea dată primarul municipiului Buzău, Constantin Boșcodeală.